Salutator, bine v-am găsit la un nou episod. Mă aflu în satul Sadova, Raionul Călăraș, la festivalul Căpșunii și Amghierii. În cele ce urmează veți vedea ce bunătăți de produse locale, autentice, au venit producătorii din Sadova, dar și de prin preajmă, să-și etaleze și cumpărătorii să-și le procure. O să vedeți căpșuni gigantisime, deserturi realizate din căpșuni, țuică din căpșuni, dar și din alte produse și alte roade. Așa că urmăriți episodul până la capăt, știți unde este mama căpșunilor, la Sadova, Călăraș. Astăzi am venit cu țuică tradiționale, pur naturale, fără adăugări de zahăr, fără nimic, maturată și făcute natural. Avem patru feluri de țuică. Unul este mura, gutuia, persicul și din maturate avem prună maturată de 3 ani în stejar. A fost ca un, și este ca un hobby care părinții noștri încet, încet au dezvoltat de acasă fiecare și ne-a plăcut și începem ceva să facem tradițional, care parcă încă nu este atât de dezvoltat la noi în Republica Moldova. Miere de salchem, ceară, propolis, voie bună, cu dispoziție de a vinde ceva de la produse. Practic de 40 de ani în urmă, am stagii de 40 de ani de experiență, deținător de 140 de familii. Mă ocup asta, mi-e vocația de zi de zi. A fost un an favorabil, un an productiv, necătând la ceea că a fost cam răcoare în primăvară, dezvoltarea mers mai lentă, dar timpul a ajuns, s-a ajuns de urmă, a fost foarte bine. A fost mierea la nivel. La festival am venit cu brânză de oi, avem în sare, sărată, făcut tradițional de casă, cu cheag natural și pus în zer, pentru păstrare, pentru iar. Suntem pe piață de deja 3 ani, 150 de kg. Brânză maturată, pusă în zer, care se păstrează un an de zile.